astăzi, în privire face parte dintr-un program de consultări cu comunitatea societății civile locale în toate areale țării, care sunt efectuate de prime cercetările Parlamentului, domnul Dr. Rodin, care se întâlnire de astăzi aici în sală. Scopul acestui deci special al acestei de astăzi este de a elucida, scoate în evidență principalele probleme ale regiunilor telenești. Avem la dispoziție o oră, timp în care sunteți invitați adresat întrebări, dar și propuneri de soluționare a acestor probleme, care, desigur, vor fi poate luate în considerație, dar vor fi utile. O rugăminte mică, dacă să avem o ședință utilă, să deconectăm telefoanele mobile sau să ne de la telefoane. Armata absolut necesară pentru un bărbat
Am revenit din armată, am absolvit, am plecat de scutare, am lucrat un an și jumate la negru, dacă spun așa. Exact cum lucrați voi, cum ați lucrat, cum lucrează rudele voastre. Am revenit în 92, mi se pare 91-92, când s-a început război, când eram în Iugoslavia. Dar am plecat ca toată lumea, cu o drujbe, între țări, tot ce era acolo, cum plecau toată lumea. Chei cu restul. Toate. Rele morte, baloane de gaz, motocicletă minată, diferite instrumente, seturi de România, Iugoslavia. Și am rămas în Belgrad, când au început să cadă bombele, în 92, nu vă ține că s-a început războiul. Deja nicădeau pe rafturi bombele și nu am plecat de acolo. Cam asta a fost partea mea externă de prima cunoștință mea cu străinitatea. Am revenit în țară și am început afacerile de la mic, ca toată lumea, la mai mare. Mai marcant puțin a fost Petromul, care a anulat la zero și a făcut cea mai mare companie petrolieră în Republica Moldova. Au urmat și altele, dar niciodată mi-am permis să abuzez sau să folosesc acele metode pe care le-au descris unele persoane cu identitate în media. Așa, asta a fost într-o măsură de care universitățile mele, inclusiv și cele de muncă, sunt scotare. Eu am venit să vă spun că acum ce fac eu în politică. Eu am venit în politică ca să nu vreau să profit de politică și, în general, strig în afaceri în politică, nu profit, dar în măsură care profit societatea de tine. Dar eu vreau să fiu eficient și aici. Pentru mine mă caracterizează eficiența și mă lipsând locunelul cândva, eu și astăzi, într-o la 8 în birou, și ies la 2-3 de noapte, ies tot așa, a doua zi iară. Nu există succes fără muncă, nu există alte soluții miraculoase. N-am găsit eu în viața mea nimic altceva decât multă muncă. Dacă mai sunt cunoștințe academice, ele pot forma o bază, pur și simplu, mai prosperă, așa, mai și orizontul mai lași, dacă există. Dar rest, muncă. În politică, eu mă consider un om detașat, care vine din mediul de afaceri, ca în primul rând să facem un cadru legal mult mai bun, un cadru legal care ar permite ca oamenii de afaceri să scoată presiunea de pe ei, presiunea verificărilor, presiunea controlelor, care nu sunt imensurabile după volum, perioadă. Scoatem presiunea legilor, presiunea taxelor și multe, multe altele. Eu mă consider încă om din afaceri cu un simț corporativ dezvoltat, pentru că să fie oamenii de afaceri, oamenii care creează bugetul țării, să reușoresc și să-i ajut ca ei să poată avansa și prospera. Totodată, eu vreau să ajut și acele pături care necesită mult. Mult necesită ca să fie ajutorate, pentru că eu, în activitatea mea de parlamentar, m-am întâlnit cu colegii de cicotare, vorbesc de președinți și vicepreședinte parlamente a țărilor europene și vreau să vă spun că o mică istorioară să-mi pusesc că am fost în Grecia. După ce am avut întâlnirea cu colegul de acolo, m-am întâlnit cu diaspora, cu oamenii din Moldova plecați cu cicotare în Grecia, în lume. Sunt pentru 45.000, peste 45.000 de oameni legalizați. Doar în Grecia, în 7 asociații. Eu mi-am văzut acolo, șocant-o poți, m-am găsit profesori din Sfărăin. Când i-am întrebat cine sunt ei, i-au spus că după specialitate sunt ingineri, tehnologi, profesori, un academician. Valoarea și floarea națiunii plecat cu psihotare care contribuia la dezvoltarea pe totul altor țări. Și în acest context, desigur că eu învăț sarcinile mele ca să contribui de a le crea în țară condiții ca ei să revină. Altfel nu o să revină. Nu o să vie, nu o să vie, nu o să facă nimic. O să rămâne acolo toată lumea și nu o să ne revedem prin și aici. Nostalgia există la mulți din ei. Poate unii o să rămâne, dar mulți ar lua și înapoi. Eu vreau să spun că în acest context, în afară de oameni din business, care ar trebui să profite, mă benefic de activitatea mea în Parlament, eu vreau să mă marchez cu faptul că oamenii de afaceri se simte că ești reprezentant de-a lor în acest parlament. Totodată oamenii, profesorii care au plecat de scutare și cei care au rămas aici și au pierdut cândva
culminit de faptul că nu mai aveau salariu, nu mai erau persoane atât de importante a societate, să poată să-și recapite demnitatea. Având un salariu decent, o muncă decent, respectat de societate, să se revadă înapoi oameni demni, oameni cu demnitate în societate. În acest context, eu și vizitez acum toate revanele ca să mă inspir de la societate de propuneri, sugestii. În faza când noi ne pregătim de sesiunea de toamnă, iarnă, pentru ca ulterior acele întrebări care le puneți, la care trebuie să răspundem aici, la care, dacă ele sunt formalizate prin scrisori, în adresa mea, o să primiți răspuns neapărat. Iar unde din ele, poate chiar multe care s-au repetat în toate oamenii, să le repedeți, să le resimțiți deja ca inițiative legislative în Parlament, în următoarea sesiune. O să-mi puneți o notă, cum sunt eu de exact după acțiunile sau după impactul care va avea această listă. Eu mi-am vreo 6 revani trecut și cam toate le-am trecut. Vreau să spun că la 90% întrebările se repetă în toate revani. Nu este nimic extraordinar. Doar în unele revani există niște probleme specifice legate poate de plasare geografică, că e la frontieră, că e la frontieră, mențiune legate de Transnistria. Acolo sunt momente mai specifice. În rest, toate revanele sunt caracterizate de aceleași probleme. Oamenii sunt văzuți de aceleași elemente, aceleași dorințe, necesități. Multe din ele, și vreau să încep a renumăra, una din cele mai importante a fost întrebarea legată de politica fiscală sau ceea ce ne așteaptă guvernul în scurt timp o să fie un proiect de lege, unde se propune să fie reîntoarsă taxa pe venit. Taxa pe venit nu a fost 26, mi se pare, și acum se propune să fie reîntoarsă cu 20%. Oamenii din sectorul agricol, oamenii din afaceri și toți alții mi-au spus că, mă rog, întrebare, este extrem de rău dacă veți pune această taxă. Îndisiut în sectorul agricol. Au spus că abia am început să ne săpțim, abia am început să ne mișcăm, abia am început să vedem, să avem o perspectivă, dar dacă o puneți, riscați ca noi să plecăm în economie din negru sau să ne falimentați. Și-au rugat ca abordarea vis-a-vis de sectorul agricol să fie diferită. Au venit cu diferite propuneri. Au venit cu propuneri foarte bune chiar, au venit și cu propuneri ca să iei. Eu am să-i numai urmă pe cei care se consider cum ar fi propunerea ca taxa la profit, impozitul de venit pus în agricultură, să fie scos de pe agentul economic atunci când acesta ajunge cu economic, va reinvesti această sumă în procesul de activitate. O și mai mult, cineva a propus o parte care e reinvestită, să fie scutită și a doua parte, oamenii să aibă posibilitatea să o reinvestească în sectorul social al localității între știe. Să fie parte componente, să contribuiască, să contribuie singur asupra componentelor situației în acest domeniu. Să-și facă școala și o repare, să repare grădinița. Pentru că, oricum, acești bani, într-o formă în care se întorc în localitate. S-a discutat mult despre TVA. Despre TVA. Despre faptul că se întoarce TVA-ul 20% la apotul propuneri și se întoarcă. Eu vreau să spun că este o eroare. Că TVA-ul 20% și cine se pricepe o să înțeleagă că TVA-ul 20% nu este benefic pentru oameni de afaceri. Când vi s-a pus 8%, voi nu mai priviți la soare. Înainte erau 20% și în 5 zile primeați TVA-ul. Era o metodă să aveți bani tot timpul în conturi, să fie rulaj, așa că e mult mai bun, mai bine varianta pentru oameni de afaceri ca cumpărători să fie repus înapoi taxa 20%, pentru că ea era rambursată imediat înapoi și nu trebuie să mic. Astăzi voi pierdeți 8%. 8%. Și taxa la TVA, eu personal aș sugera o să o susțineți, mai puțin poate taxa la venit în agricultură. Acolo este discutat și eu personal consider că trebuie să abordăm
mai atent aceste taxe în sectorul agricol. S-a vorbit mult despre problema codului funciar, despre problemele legate de consolidarea terenurilor. O problemă majoră care au spus în toate zonele, toate regiunile. Eu cunosc aici, s-a vorbit în acest gen despre problema consolidării terenurilor, problema atunci când un agent economic vrea să pui o livadă, cu celelalte probleme mari de a negocia cu oamenii ca să-și consolideze terenul. Dar, totodată s-a menționat că există probleme legate și de procedura nevoioasă și ține de schimbarea destinației terenului. O procedură care durează foarte mult, prețurile la servicii sunt exagerate, vorbim servicii cadastrale și servicii notariale, tot atât de problematic lasă mult de dorit prețurile de schimbare a însuși terenului, fiind foarte mari. Am înregistrat aceste întrebări și aici îmi propun să revenim în Chișinău după toate listele care o să fie consumate, toate oamenii, să ne așezăm să discutăm pe aceste întrebări. Încă o întrebare este întrebare legată de procedura anevoioasă de creditare a agențiilor economice. Toți s-au spus că asta e un masacru, de fapt, în agenții economice atunci când ei încearcă solicite și să aplice la un credit. Sunt foarte mari procedurile de creditare, este extremă de anevoioasă procedura de aplicare, o întreg și documente sunt solicitate, dar și gazurile sunt subestimate, mult subevaluate. Eu aș vrea să fac o mențiune, au existat niște precedente. O bancă are interes direct să crediteze societatea, să crediteze oamenii și agenții economici, pentru că profitul banca o face din procesul de creditare. Cum se produce ea? Banca nu acționează cu banii proprii. Banii proprii sunt puțini. Banca ridică banii la populație, oamenii depun bani sub procent în bancă, banca își ia comisiunea și dă mai departe credite agenților economici, sub un proces mai mare ca să-și permită să-și ia și ea, să asigure și să ia un comision. Asta este procesul clasic de creditare. Respectiv, banca caută soluții. Ea atunci când caută depozite și are bani, are lichiditate, ea e obligată să dea credite, că altfel se împovărează cu procedurile care trebuie să plătească pe depozite. Dar au existat și precedente, ca EVS privat și alte bănci, atunci când ele s-au falimentat, statul a fost în voie să ia din Banca Națională bani, să dea prin Banca de Economii oamenilor, deponenților, peste 600 de milioane de lei, să scoată și dea deponenților. Pentru că se falimentase și oamenii își revendicau banii. Și atunci, statul, guvernul, Banca Națională au venit prin niște legi care au îngărunat mult procesul de creditare. Chiar s-au reasigurat și supra-asigurat și atunci, astăzi, sunteți expuși acelui proces anevoios de creditare. Nu putem simplificăm foarte mult acest proces, dar există rezerve ca să simplificăm și nu fie atât. Se reasigură prea mult toți, inclusiv și evaluatorii, de atâta este problematic acest proces de creditare. Dar avem propuneri ca să-l ușurăm și o să venim și o să discutăm cu Banca Națională și cu Guvernul, refăcând, modificând niște legi, ca ulterior să aveți acces la creditarea mai ușoară, mai accesibilă. Tot atât de mult s-a vorbit despre prețurile exagerate de mari la carburanță. Mai ales în sectorul agricol, ceea ce ține de procesul sezonier, de lucrări de sezonier. Eu, ca om venit din acest domeniu, pot să vă spun că dacă oamenii au spus că de ce atunci când oscilează bursa internațională la care se referă tot timpul comercianții de produse petrolie, atunci când bursa se ridică, ei ridică. Atunci când bursa internațională se coboară, ei nu coboară prețurile, imediat așa cum ne ridică. Ei o să facă cu titlul, într-o știință vreau să vă spun că ei o să facă referință tot timpul că stocurile sunt achiziționate la prețurile reci, la prețurile mari și de-aia ei încă prețurile mari.
Noi am solicitat deja și o solicităm ca, ca media prețului la stoc să fie verificată de către Agenția de Reglementare în acest domeniu, recunoscând că oamenii în acest domeniu câteodată mențin prețurile ca să creeze niște rezerve. Niște rezerve de venit. Pentru că înainte, guvernul impunea câteodată coborâți prețurile, coborâți pentru sărbători, coborâți pentru sezon și agenții economice de acest domeniu își creau niște venituri atunci când au o posibilitate de rezervă. Ca să, în cazul când îți face o comandă politică, să mai aibă. Eu cred că din inerție ei încă mai activează în așa sens. Și de atâta este loc de verificare aici, că dacă prețurile sunt deja relevante de scădere, atunci trebuie să scadă prețurile și la pământ. Dar aici este loc și de implicarea statului prin rezerve de stare, ca în sezon statul să vie cu motorină ieftină și atunci toți acei agenți economici care comercializează produsul petrolier vor fi nevoiți. Scumpare și prețurile dacă vor să vândă la agenții economici. Aici statul trebuie să aibă o implicare în reglementarea pieței prin intervenții la sezon. Sau plânți oamenii pe procesul, pe situația realizării produsului care îl crește, spunând că există monopoliști care profită de acest fapt și cumpără griul, ca exemplu, la un preț care îl impun ei. Eu cred că aici este o soluție. Eu înțeleg că e foarte greu ca fiecare de noastră care crește 100 tone de greu sau 30 tone de greu să iasă la export. Costă mult, procedura nevoioasă și până ieși la export ca să profiți de un preț bun de export, un preț de... Pierzi foarte mult timp până vin banii, până faci contractul, iar cei care sunt monopoliști, eu am 6 telefoane, stau în mașină și stau în sus acum, vă rog să mă spun să stai. Iar cei care stau și profită n-au creat. Eu vreau să vă întreb, dar de ce nu vă organizați în asociații care de fapt există, ca aceste asociații să facă exporturi la sezon și să profitați de prețuri bune? Mai ales că noi suntem gata să vă ajutăm ca aceste asociații să fie instrumentele de repartizare a subvențiilor. Acele subvenții în agricultură, care vin foarte târziu, sume mici și atât de târziu încât vă mănâncă deja datoriile anului trecut. Noi am putea să vă ajutăm ca aceste subvenții, în primul rând, la mine este notat și suma, care este mică, exagerat mică, și timpul, perioada când ele sunt date, să fie relevante sezonul și acestor, iar aceste asociații beneficiind ca prin ele să repartizeze subvențiile, se pot organiza procesul de export. Sunt acolo un contabil și un om de logistică care se facă aceste exporturi. Vă măriți posibilitatea atunci de a exporta. S-a solicitat mult ca... S-a vorbit despre faptul agenții economici care o prestează servicii de transport atunci când prețul la carburant se coboară sau se ridică. Vă ajutați să-l spun de asta,